Vrei să fii la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc? Sunt Daniela Gapșa și vă invit sâmbătă și duminică la Agenda Zilei, începând cu ora 11. Timp de o oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la Agenda Zilei. Și domnilor, la ediția emisiunii de astăzi de Agenda Zilei ne aflăm în comuna Bălănești, realizăm un interviu cu domnul primar, domnul Ovidiu Pongan. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit! Vrem să aflăm de la dumneavoastră pentru început ce continuați ca și investiții, ca și proiecte din 2021 și ce vreți să începeți în 2022. În prima fază, la începutul acestui an, luna martie era luna curățeniei. Anul timpul nu a prea fost favorabil pentru a face curățenia generală de înfrumusețare și întreținerea domeniului public. Începând cu această lună sau începând cu sfârșitul lunii martie, ne vom ocupa pentru întreținerea și înfrumusețarea domeniului public, unde se vor face lucruri de toaletare a pomilor, de văruire a pomilor, marcajele pe străzi, unde se va permite să se facă acest lucru, în care pentru sărbătorile de Paște și nu numai să dăm un alt aspect de o comună curată, așa cum trebuie să fie orice localitate din această țară. Pe lângă această procedură care facem curățenia în localitate, nu trebuie să uităm lucrurile cele mai importante, care sunt. Mă refer aici la investițiile care s-au realizat până la sfârșitul anului 2021 și care vor avea în continuitate și se vor finaliza unele din ele la sfârșitul acestui an sau celelalte pe o perioadă multianuală 2023-2024. Sunt unele diferențe. Nu am reușit să ne mai încadrăm în termenii contractelor care le-am avut cu Ministerul Dezvoltării sau cu fondurile europene, știm cu toții problemele care a fost această nenorocită pandemie care s-a dereglat foarte mult tot sistemul și lucrurile nu au mai mers pe făgașul normal, cât și la ora actuală, unde sunt unele probleme datorită creșterilor materialelor de construcții, niște creșteri la materiale foarte, foarte mari, care unele din ele nu se justifică mărirea lor, dar din păcate asta este, unii constructori au început să-și reducă din activitate. Până la urmă, vă dați seama că sunt investiții care sunt în proporție de finalizate, în proporție de peste 80-85% și este păcat să rămână atât de mult atârnate. Este vorba sistemul de canalizare, unde până la 31 martie 2022 trebuia să fi făcut recepția și totodată să ne apucăm să branșăm cetățenii pe acest tronson unde este sistemul de canalizare. Cele două drumuri comunale, Voitești din Vale Glodeni, care este în proporție de peste 64% finalizat, cât și Glodenii Blidari, Ohaba Blidari, care este în proporție de peste 85% finalizat. Aceste lucruri, aceste investiții aveau termen de finalizare, dar, din păcate, vi-am zis, acești doi factori negativi au pus foarte mult. Da, pandemia, creșterea prețurilor, lipsa forței de muncă, din păcate, unii constructori se confruntă și cu problema aceasta, lipsa forței de muncă. Deci, cele două investiții de care vorbeați dumneavoastră trebuiau finalizate. Când se vor finaliza? Sper că până în vară aceste două, trei investiții să fie finalizate. Avem întârziere la execuția sălii de sport din Curtea Școlii Generale Ioan Popescu Voitești. Ne vom pregăti în continuare, dat ordinul de începere, pentru construirea unei grădinițe cu program normal, tot în Curtea Școlii Gimnaziale Ion Popescu Voitești. Am vorbit cu domnul constructor, societatea respectivă, unde în următoarele săptămâni de zile mi-a promis că o să vină să se apuce de treabă. În continuare avem depusă documentația și în cel mai scurt timp o să ne apucăm de licitație pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Generale Ion Popescu Voitești. Vedeți, vorbim de aceste investiții de ani de zile, în care am tot sperat că se va simplifica și procedura, schimbată legea achizițiilor,
cât și aceste termene care necesită mult timp și, din păcate, în loc să creștem confortul cetățenilor, aceste promisiuni care le facem pentru cetățeni, le decalăm de pe unul, doar de autoritățile locale. Din păcate, a trebuit schimbate cumva legile la nivel național spre treaba aceasta. Da, bineînțeles. Pentru că, de exemplu, o investiție, așa cum spuneți dumneavoastră, sala de sporte sau școala Ioan Popescu Voitești, se întinde undeva pe 6-7 ani. Se face proiectul până se finalizează, până se licitația. Este o perioadă foarte lungă și este păcată de aceste lucruri. Eu consider, lucrând în administrație de câțiva ani de zile buni, cred că și s-ar putea, dacă am eliminat puțin din birocrația asta și acest factor, eu zic că s-ar putea rezolva și lucrurile ar trebui să meargă pe un făgar și mult mai bun. Nu este nicio fel de problemă, da, ne-am obișnuit cu aceste impedimente, mergem până la urmă, iar ceea ce am promis eu ca primar și împreună cu Consiliul Local și aparatul de specialitate al primăriei, să realizăm aceste investiții pentru cetățeni, cu siguranță le vom finaliza până la sfârșitul mandatului, dacă nu, în următoarea perioadă cealaltă, a celorlalt mandat, sunt proiecte care, din punctul meu de vedere, personal, la Bălănești totul s-a muncit și se muncește în continuare. Ce se întâmplă cu introducerea râsului de gaze naturale? Sunt problemele care sunt? De asta vă întreb. Facturile au crescut și războiul? Sunt mulți factori. Nu stăm pe loc. Am făcut un parteneriat cu localitatea vecină Mușetești și la rândul lui Mușetești, toți trei localități, Bălănești, Mușetești și Crasna, unde lucrăm la o documentație pentru introducerea gazului natural în cele trei localități. În momentul de față așteptăm soluția transgazului, de unde ni se va da varianta pentru a introduce gazul. Pe partea cealaltă s-a format un ADI cu 11 localități, plus orașul Novaci, unde se lucrează la un studiu de fezabilitate, de unde introducerea gazului în localitățile de pe sub munte și inclusiv celelalte vecine pe varianta drumului național, mă refer la Scoarța, Bâmbești, Piții, Bengești, Ocadia și celelalte zone, inclusiv până la orașul Novaci, să se realizeze. Aici vorbim, nu se pot introduce la anul. Deci trebuie să fim sinceri față de cetățeni și să nu ne mai îmbătăm cu apă vie. Inclusiv nici eu nu cred de-abia în cursul acestui an, dacă ar fi ca să se facă documentația, un studiu de fezabilitate, expertizele și avizele necesare care trebuie să luăm pentru introducerea gazului natural în localități. Până la urmă, și această investiție este de bun augur pentru fiecare localitate. O investiție care se realizează în localitate este un lucru binevenit și bun venit la ora actuală. Cu toate că acum, la ora actuală, la creșterile, la prețurile la care este gazul la noi, sunt investiții care tind să crezi după aceea zici că nu au rost. Da. Dar până la urmă cetățenii vor vrea, fiindcă în mediul rural oamenii sunt bătrâni, au nevoie de un alt confort, de un alt sprijin. Materialul solid, materialul lemnos a crescut foarte mult și va crește în continuare. Iar până la urmă vor veni aceste surse alternative, chiar și electricitatea, că tot se vorbește de această energie verde și sunt 11.000 de variante și cu acest PNRR-ul, dar din păcate este tot la capitolul de vorbă, se dau unele ghiduri astăzi, te apuci de procedură, poi mâine le vezi schimbate. Dar energia verde, deci, este viitorul. Legislația și pe aceste lucruri nu este una chiar ok, fiindcă în momentul în care s-a vorbit de începutul acestui PNRR, de unde absorbim fonduri europene, au fost cu totul propuse alte ghiduri. Au fost cu totul de a face alte documentații. Iar la ora actuală nu știi cu cine să vorbești și nu știi după cine să te iei. Este un paradox total. Sunt firmele de consultanță care sunt interesate ca să-și facă treaba prima dată, după aceea restul execuției până la proiectare, finanțare și finalizarea investiției, te lupți cu morile de vânt. Nu știi procedura în care este. Este un balamuc total care, până la urmă, consider că și această problemă se va rezolva. Am înțeles.
Ați avea foarte multe investiții de realizat în Comuna Bălănești. Da, nu ne putem plânge de... Și pe fonduri europene? Da, am reușit să atragem și fonduri europene și fonduri guvernamentale. Acestea se vor finaliza, vor începe altele noi. Ne vom gândi și la culte, la întreținerea bisericilor. Pentru Biserica din satul Glodeni am finalizat documentația, urmând să găsesc o sursă de finanțare pentru a reabilita. După aceea este școala generală din satul Glodeni, unde i-am schimbat destinația și vom face un dispensar frumos pentru cetățeni. Mi se pare un lucru destul de normal. V-am zis, în educație și sănătate, ca primar o să investesc cel mai mult în acest mandat, deoarece sunt lucruri vitale și sunt lucruri necesare. Asta dacă nu ai sănătate, educație, sigur. Pe partea cealaltă, cu sprijinul Consiliului Județean, reabilitarea casei memoriale Ion Popescu Voitești, avem documentația tot cu sprijinul Consiliului Județean, unde drumul județean 665A este prins în totalitate pentru reabilitarea și modernizarea lui. Într-adevăr, nu aduce un confort sporit participanților la trafic acest drum județean 665A, dar rog participanții la trafic care străbată acest drum să mai aibă puțină răbdare și acest drum va fi unul la standarde europene. În următorii ani de zile acest lucru se va finaliza. Avem o problemă, o alunecare de teren care s-a produs pe drumul județean 665A. Din păcate am avut parte de un constructor care nu a avut bunăvoința sau puterea materială de a finaliza această investiție. S-a reziliat contractul, urmând ca în următoarea perioadă să se facă o expertiză și restul de execuție a acestei investiții să se finalizeze. Este un disconfort, nu este plăcut pentru nimeni, dar astea sunt, nu este vinovat nici președintele de Consiliul Județean și nici eu ca primar sau alte persoane. Alunecarea care este pe o distanță mare? Este o distanță foarte mică, dar sper ca în 2-3 luni de zile această investiție să fie finalizată de câte responsabilii care administrează drumul județean 665A. Educație, sănătate, biserică, investiții în infrastructură, încercați să rezolvați toate problemele care sunt în momentul acesta în satele componente. Aș vrea să vă întreb în ce privește cultura. Aveți un cămin cultural la nivelul comunei? Avem două cămine culturale la nivelul comunei. Este căminul cultural din spatele sediului primăriei, din satul Voitești din Vale, și căminul cultural din satul Glodeni. Avem în execuție în satul Bălănești, prin fondurile care le-am obținut din galul care facem parte, cât și am suplimentat din bugetul local, se lucrează pentru acel centru pentru persoanele cu dezabilități, care va fi și vârstnice, care va funcționa doar pe timp de zi. Încercăm orice variantă și orice axă, orice sursă de bani care se poate atrage către UAT-ul să reușim ca să-l punem în practică. O să vină după aceea digitalizarea instituțiilor, care este un lucru destul de normal și suntem în secolul 21, iar dacă dorim o rapiditate exact de ce am vorbit, digitalizarea este necesară pentru aceste lucruri. Avem proiecte, implementăm proiecte pentru a fi dependenți o parte din instituțiile statului, unde putem să amplasăm panouri fotovoltaice pe clădirile instituțiilor, unde câtă parte acolo, cât procent este și putem să fim dependenți de acest lucru, de energie, care la ora actuală pune mari probleme. Sunt facturi exagerate care vin pentru funcționarea iluminatului public, cât și ale instituțiilor. Dar până la urmă nu avem ce să facem, nu putem să reducem confortul cetățeanului, în sensul că nu sunt bani, hai să stingem lumina. Trebuie să găsim variante pentru acest lucru și cât de mult se poate iluminatul public, personal spun că trebuie să meargă non-stop. Deci iluminatul public este non-stop în Comuna Bălănești. Da. Și mă întreb treaba aceasta pentru că în alte localități deja s-a făcut un program. Da, am observat lucrul ăsta. Deocamdată nu am făcut acest lucru. Se simte financiar acest efort, se vede la nivelul instituției, dar
o să facem alte economii din altă parte și o să găsim alternative pentru funcționarea iluminatului public. Colectarea gunoiului cum se face la nivel? Colectarea gunoiului se face și Comuna Bălănești, este alături de acel ADIS care este constituit la nivel județean. Se face săptămânal. Deocamdată este ok. Am înțeles. Tot cum pasi la începutul primăr de curățenia de primăvară. Vă pregătiți încet, încet în Sfintele Sărbătorii de Paști, ne-ați spus și de biserici. Ce intenționați să faceți? Poate pe viitor o capelă? Nu știu, v-au cerut pe Noia și ați vorbit cu preotul, cu preoții? Capelele sunt necesare în fiecare biserică principală. Mă refer aici în satul Bălănesc, satul Pitești, Nipale și la Glodeni. Avem în următorii ani de zile, o să facem proiecte pentru fiecare biserică să aibă câte o capelă. Dar, deocamdată, trebuie să recunoaștem resursa financiară, bugetul local, deocamdată nu ne permite ca să facem și acest gen de investiții, deoarece avem cofinanțări la alte investiții, iar odată de când s-a făcut actualizarea devizelor, ne-a crescut și nouă cofinanțarea care o aveam. Chiar dacă este una mică, de la 2 până la 5%, funcție de fiecare investiție care este, valorile au crescut și totodată cota noastră de finanțare este mult mai mare. Lucru care în unele situații bugetul este depășit și ne este foarte greu. După pandemie, din păcate am avut problema aceasta și încă o avem cu războiul. Aș vrea să mă întreb dacă sunt familii la nivelul Comunei Bălănești care ar putea să ia dintre persoanele din Ucraina. Să rețin o perioadă scurtă de timp sau poate... Da, persoane au fost interesate, care personal, verbal, au venit și mi-au zis că dacă... Pot să pună la da, dispoziție. Da, sigur că da, se o să poată să cazeze și să le ofere condițiile necesare. Am primit și o adresă din partea Consiliului Județean, unde s-a făcut o centralizare absolut cu locațiile care am putea ca să aducem oameni care să-i cazăm. Deocamdată, la ora actuală, nu este nicio solicitare și cu toții ne dorim ca acest conflict să se stingă și să fie pace și liniște pe glob. Așa este, să fie sănătate, liniște și pace, aveți dreptate. Am observat la venirea spre primărie că s-a dezvoltat foarte mult localitatea. Oamenii construiesc totuși în perioada aceasta dificilă de pandemie, prețurile s-au triplat la materialele de construcții și totuși comuna dumneavoastră s-a dezvoltat. Ați reușit cumva să-i atrageți pe oamenii să-și cumpere un teren, să-și construiască o casă? Ar fi și păcat, fiind o localitate ca și componentă a municipiului reședință de județ, fiind mai nou acum și în acea zonă metropolitană, da. Este păcat ca să nu vii și să nu cumperi o proprietate în localitatea Bălănești. Nu că sunt eu primarul comunei și sunt îndrăgostit de localitate și de cetățeni. Este da, un alt, foarte frumoasă, da, este foarte frumoasă. Priveliștea este destul de ok. Este o localitate de deal, chiar dacă forma de relief nu este una plată, este destul de ok. Cum este acum, pe partea stângă este pădure, pe partea dreaptă este apă. Îți dă ceva, o localitate vie, într-un cuvânt până la urmă. Și este păcat să nu se investească. Avem o problemă cu terenurile care sunt la intrare în localitate, care sunt, o parte din terenuri sunt ale cetățenilor, care sunt în administrarea stațiunii de cercetare pomicolă, care la rândul ei stațiunea de cercetare pomicolă este subordonat Agenției Domeniului Statului. O să intervenim, chiar acum o săptămână de zile, am avut cu instituția prefectului, cu cei de la ADS, o convocare la prefectură. Sunt pași din nou care trebuie să-i reluăm și până la urmă cetățenii care au terenul de acolo trebuie să-i punem în posesie, să fructifice, să se facă ceva cu el. Este terenul păcat. Respectiv, terenurile rămân la ADS sau cum? Terenurile respective sunt, da, sunt la ADS, dar trebuie să le retrocedăm cetățenilor. Sunt 147 de hectare care OAT Bălănești
când făcând acel protocol de predare, primire al terenurilor, să facem titlul de proprietate și să-l retrocedăm cetățenilor care sunt proprietari pe acel teren. Deci noastră trebuie să găsiți soluție. Până la urmă se poate, fiindcă nu este corect ce s-a întâmplat acolo și mai ales fiind terenurile oamenilor, este păcat să nu profite de acel teren care oricum este la un drum național, este la un drum județean, sunt alte facilități, sunt alte lucruri pentru a se dezvolta localitatea. Da, cu retrocedările, cu terenurile, e o problemă la nivel național, din păcate sunt multe și probleme și nici în instanță oamenii n-au reușit să rezolve. Am văzut de asemenea că s-a dezvoltat foarte mult comuna dumneavoastră, nu neapărat în privința construcțiilor. S-au accesat fonduri europene, oamenii și-au făcut o mică fermă. Investesc în agricultură, chiar dacă este greu, chiar dacă este dificil, aratul costă mult, însămânțatul costă mult, totul. Am spus-o și eu mai spun, la Bălănești nu se pot face fabrici și uzine, dar în schimb se poate face o agricultură ecologică, unde chiar se poate dezvolta. Până la urmă, și din agricultură se fac bani. Și acest lucru sunt câteva persoane care s-au ocupat, unii cu plantații pentru viță de vie, mă refer în partea din zona Glodenilor, plantații de frunte, da, s-au câștigat medalii de aur. Foarte bun, calitatea vinului, datorită calității solului, era cu totul și cu totul altceva. Acele timpuri s-au dus, ne aducem aminte cu drag de ele, dar din păcate nu mai suntem responsabili în care să găsim aceste variante unde putem ca să cultivăm din nou vițe de vie și pomi fructiferi. Unde prea puține, am zis, Bălănești și dealul Glodenilor, sunt câteva persoane care au niște plantații de vie extraordinar de frumoase. S-ar putea să se revină la treaba aceasta, cum varza totuși a rămas la Bălești, poate totuși se vor face lucruri bune. Eu m-aș bucura tare mult să se întâmple asemenea lucruri. Da, Doamne ajută! E bine că oamenii totuși investesc în comuna dumneavoastră. Poate vin și investitori. Cu drag, dacă tot creați aceste facilități, singura, și oferiți... Da, investitorii veneau și mai demult. Și pe mine mă doare acest lucru, fiind primarul localității, lipsa de investitori. Deoarece primăria nu are nici măcar un metru de teren care să fie al primăriei. Dacă dețineam izlazuri, obști, terenuri extravilane, cum au alte boateuri, cred că până la urmă reușeam și să atrag și investitorii. Dar neavând aceste facilități, este un lucru foarte, foarte greu. Da, oricum, este o perioadă dificilă. Mulțumim mult de tot pentru toate aceste amănunte. Doamne, aștept să fie bine. Și eu vă mulțumesc. Să fim sănătoși și, cum spuneați dumneavoastră, să fie pace și liniște. Da, vă aștept cu drag și de pe acum vă spun sărbători pascale cu bine, multă fericire și multă sănătate. Sărbători fericite și dumneavoastră. Mulțumim mult de tot. Până în punct aici ediție de astăzi de emisiunea Agenda Zilei. Ați urmărit așadar, domnilor și domnilor, un interviu cu primarul comunei Bălănești, domnul Ovidiu Pongan. Eu sunt Daniela Capșa, vă mulțumim pentru atenție. Vrei să fii la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc? Sunt Daniela Gapșa și vă invit sâmbătă și duminică la Agenda Zilei, începând cu ora 11. Timp de o oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la Agenda Zilei.